au ajuns să trăiască în pușcării chiar dacă nu au comis vreodată o infracțiune și au făcut din închisoare mai mult decât un loc de muncă. Ei sunt profesioniștii care au ales să-i educe și să-i supravegheze pe deținuți. Închisorile din Moldova găzduiesc anual mii de infractori condamnați. Indiferent de motivul pentru care au ajuns după gratii sau de comportamentul pe care l-au aceștia în închisoare, câteva mii de civili și militari se află zi de zi alături de ei. Astfel au reușit să transforme riscurile și spaima de a sta în preajma unui infractor într-un stil de viață. În prezent, peste 600 de deținuți se află la penitenciarul numărul 13 de la Cricova. Pentru ei, statul plătește în jur de 80 de angajați, gardieni, medici, bucătari, psihologi sau preoți, cu toții au ales să muncească în spatele gratiilor. Simion Goroh, la cei 23 de ani ai săi, a schimbat distracția din cluburi pe munca la pușcărie. Tânărul își amintește perfect primele zile de muncă și mai ales primele impresii pe care le-a avut când a ajuns în spatele gratiilor. Când am intrat primele zile în penitenciar, deci aveam o frică în mine, nu știu, oricum sunt deținuți. Un om civil nu poate ști ce e asta deținut. Deci, a trecut timpul, am început să mă acomodez, adică cu colectivul care este aici. Deținuții se cunosc. Deci, primele zile când mergeam acasă, adică vroiam mai repejor să plec, adică să nu văd toate fețele deținuților, să nu văd această instituție. Deci, cu timpul deja devine o deprindere, pot spune. Cu timpul, dar deja vroiam din ce în ce mai tare să rămân la serviciu. Perioada de adaptare a fost cea mai grea. Cu timpul a reușit să găsească omul din fiecare deținut și chiar să învețe să înțeleagă pe cei care au fost exilați de societate în pușcărie. Cu deținuții, practic repejor, eu m-am adaptat, deoarece colegii mei care m-au primit la serviciu m-au ajutat foarte repede, adică mi-au dat sfaturi, mi-au spus, uite, în cazul acesta se face așa, în cazul acesta așa. Deci nu face asta, pentru că aici sunt oameni care sunt privați de libertate. Deci stau cu 10-20 de ani. Și la început erau puțin mai, cum spun eu, stricte, adică aveam oarecare frică în mine. Pentru că oricum e deținută, eu sunt venit de la civil, deci nu cunosc toate lucrurile în penitenciar, dar acum pot să vă spun că pot să vorbesc cu dânsii liber, calm, nici nu trag atenție, deci că e deținut, pentru că și deținut tot este om, adică are și el suflet, are și el inima drânsul, îți pui o problemă lui, de exemplu, o familie, pentru că simt și ei uneori necesitate de a grăi cu un om care mai ies în parte și de părinții acestui. Vigilența profesională și spiritul pașnic care se ascunde sub haina solidă de gardian l-au determinat totuși pe Simion să învețe să fie atent la fiecare mișcare. În meseria noastră este marea probabilitate de a șezut atâția ani aici, adică poate aibă chiar și aceiași nervi să-i piardă câteodată. Poate să fie așa o situație că, eu nu știu, să vorbești cu dânsul cumva cu un ton mai înalt și să fie consecință după asta, să strigi sau poate chiar să abată lângă tine să-ți facă ceva, eu nu știu. Deci, practic, situația că minusurile noastre sunt că permanent suntem în risc. Chiar dacă pereții locului de muncă sunt prea groși, iar gratiile prea dure, gardianul Simion Goroh își lasă timp și pentru vise. Vise pașnice, omenești. Ca fiecare om îmi doresc o soție care să mă înțeleagă, pentru că lucrul nostru este deloc ușor, dar nobil. Deci îmi doresc și eu ca fiecare om copii, o casă plină de căldură familiară, deci. Și aș dori ca activitatea mea să meargă așa cum s-a început. Rarele momente de respiro Simion le petrece tot la pușcărie, de această dată în sala de festivități, acolo unde este mereu așteptat de fanfara penitenciarului, acolo unde sufletul lui poate să creeze, iar talentul lui capătă contur și bucură sufletele deținuților, care măcar pentru câteva clipe se simt libere.
speră că într-o zi va reuși să-și compună singur piesele și să umple sălile cu spectatorii. Până atunci apelează la tezaurul cultural românesc. L-am surprins în timp ce repeta pentru un viitor concert pentru deținuți. În anii de muncă la penitenciar, Simion a învățat care sunt preferințele muzicale ale celor pe care îi păzește. De aceea, de sărbători, renunță la artileria grea și apelează la melodii. Eram foarte curioasă unde este limita între a face bine și a face rău și unde este limita care determină o persoană să săvârșească o infracțiune, să depășească normele societății, să treacă peste valori. Primele amintiri deja continuă despre munca mea, monitorizarea personală asupra activității mele, au parvenit după jumătate de an de când mă angajaserăm deja la serviciu. Ulterior, analizând acest fapt, mi-am dat seama ce stres mare am avut venind în mediul respectiv să activez. Și este foarte... Cred că nu se uită sentimentul când în fiecare zi, zi de zi, tu binevol, intri într-o închisoare, trecând prin necesarele filtre, fără, deja cu o deprindere de a comunica, de a ține legătura la telefon. Tu intri fără telefon, tu ai lăsat actele și într-un mediu închis care cât de cât te limitează în a comunica, a ști, a vedea și într-un mediu care este foarte exigent față de noile persoane. Diana Pântea a ajuns în penitenciar mai mult dintr-o întâmplare. Acum, după aproape 8 ani de activitate, femeia recunoaște că o mai bună arenă pentru a pune în practică studiile în psihologie nu ar fi putut găsi. Totuși, primele zile petrecute după gratii au lăsat o amprentă puternică asupra lumii ei interioare. Diana își amintește cu zâmbet și nostalgie de acele timpuri. Recunoaște că uneori, înainte de a intra pe teritoriul instituției, avea nevoie de câteva minute de autoîncurajare. Cu timpul a învățat să treacă peste stereotipuri, iar acum caută cu încăpățânare în sufletul fiecărui deținut până găsește lumina. Pentru a-i determina pe infractori să învețe arta stăpânirii de sine, Diana a studiat mult și a încercat prin diverse motive să-i facă să bată la ușa psihologului. Nu a fost ușor, spune ea, dar a reușit. Acum deținuții, chiar și cei care o ignorau anterior, îi deschid ușa cu încredere și se lasă analizați. Pentru a fi cât mai aproape de ei și de interesele lor, Diana a apelat la metode internaționale de psihoanaliză. Care e sensul ăsta? Care e sensul? Sensul e într-așa că trebuie să știi când să te oprești. Tu gândești, nu s-o scos, dar așa și mai departe. Și scopul până la urmă, să nu arătăm care e încăpățanat, dar să putem să ne oprim la timp. Nu în partea asta, te rog. Aici. Stai puțin. Aici, echilibru. Dar poate eu vreau să fac un trig. Sași, noi putem să ne oprim. Eu nu pot să mă opresc. Da. Eu despre noi trebuie să ne învățăm a opri. Să nu și mă încăpățânați. Pur și simplu spunem cuvântul și pe urmă să vedem. Inadecvate, dacă îi coraportăm realității din închisoare.
Foarte des mi se adresa întrebarea, dar nu ți este frică să lucrezi într-un penitenciar? Deci, de fiecare dată la întrebare răspund cu o întrebare. Dar în penitenciar, în interior, persoanele au ajuns din exterior. Deci, în penitenciar tot este o masă de persoane, o masă de oameni care deja tu știi ce au făcut. Acum, peste timp, cred că când văd o persoană care manifestă un comportament inadecvat în societate, în transport, într-un parc, într-o altă conjunctură, foarte des mă întreb la ce ar fi el capabil, până unde el ar putea merge. Psihologul mai spune că prin cele mai grele încercări a trecut atunci când, ieșind de la serviciu, trebuia să se transforme în soție și în fiică, pentru a reuși să mențină focul viu și în căminul familial. Când părăsești locul de muncă sau părăsești această instituție, tu ai nevoie de timp pentru a te reabilita, pentru a te redirecționa deja spre familie ca gând, ca grijă, ca suflet, deoarece oricum este un mediu care în penitenciar și cu condamnații este un mediu care te soarbe. Venind acasă, fiind deja totuși femeie, cea care răspunde de atmosfera în casă, de bună dispoziție în casă, cea care oferă suport familiei, implicare familiei, nu este corect să vin cu probleme de la servici. Deci ar fi egoist să trec starea de la servici spre casă. Oameni care au curajul să trăiască diferit, care încearcă și chiar reușesc să găsească scânteia acolo unde ea poate fi cu greu observată. Angajații instituțiilor penitenciare s-au obișnuit să trăiască în două lumi. Lumea din spatele gratiilor le asigură o existență demnă afară, la libertate. La ora 17, porțile penitenciarului se deschid. Angajații pleacă acasă. Pentru condamnați a mai trecut o zi până la eliberare. Pentru angajați una până la pensie. Închisoarea, un loc condamnat în ochii noștri, poate fi de fapt unul dintre spații în care se pot schimba destine.